Oh, meu. Telespectatorii, vigilenți! Bun, acum e timpul pentru cea mai iute provocare din showbiz. Bogdan Vlădău a acceptat să vină la Sosurile Picante. Băi, oameni buni, a venit Gina, a făcut senzație. Adică a spus, a și mâncat iute, a și răspuns drăguț. Oricum a făcut senzație și face senzație de fiecare dată când apare. Bogdane, am pus sosurile, poți să vii dacă ești aproape. Hai, am și lăptic. Sunt pregătit cu sosurile. Astăzi este harți, adică este poți să bei lapte, dar am înțeles că tu vrei ulei de măsline. Vreau ulei de măsline pentru că e pe șmecherie. Bagă întâi ulei de măsline să nu simtă iuțeala. Nu, să nu te ardă stomacul foarte tare dacă ai gastrită. Stai liniștit. Păi mai bine spui tot. Hai că am niște ulei de măsline, iată. Auzi, dar cât sunt eu de nebun? Foarte. Că eu sunt a doua oară la încercarea asta. Da, pentru că ne-am gândit cei care au fost nebuni să redevină și să revină aici. Este un fel de tur-retur, știi? Și prima dată... Da, se joacă în același joc. Poți să-ți povestesc un pic repede cum a fost prima dată? Da. Adică acasă. Da. M-am trezit în miezul nopții, am simțit cam o petardă în stomac, efectiv. Și? Și a fost rău tare. Ai ajuns la baie? Eu nu știam că... Eu mănânc picant, dar nu știam că există așa ceva. Ăsta e mortal, sosul. Și ai ajuns la baie sau ai vomitat în cameră? Am apucat să ajung la baie. Ok, perfect. Ce face Gina? Gina cred că este cu ochii pe noi. Iartă-mă că te întreb, am văzut cu cine se pozează pe Instagram. Da, a fost cu doamna da, aia de la Vogue, cea mai tare. Șefa la modă, cum zice. Șefa la modă era cu Gina, Gina noastră. Vezi când e cu șefa de la modă, e Gina noastră, e românca noastră. Ușor, cu mile, vă rog eu frumos. De 1 martie, un bărbat a venit să salveze lumea. Hai de mine. Bogdane? Știi regulile. Întrebarea o citești în gând, răspunsul dai cu voce tare. Mâncăm iute, nu mâncăm. Răspundem da sau nu, pac, dă și nume și jucăm corect. Mamă, de la prima întrebare chiar așa. Și jucăm și corect. Lasă că te duci după aia la un retreat și te refaci. Până citești întrebarea, cineva îmi spune astăzi, fetița mea împlinește 15 ani, o cheamă Marisescu Natalia Narcisa. Georgiana, mamă ce nume lung. Hai să mă stai și vă rog să spuneți că ini, mai nimo. Am citit, a zis că e groasă. E groasă? Răspunsul este sincer. Răspunsul este sincer, da. Răspunsul este sincer, da. Nu vezi că mai scrie ceva. Da, niciun caz. În niciun caz. Bun, stai așa. Da, trebuie să zici. Hai mă că zic. Zi mă că nu știe lumea, că oricum mănânc iute, zi. Da. Da. Da? Da. Și numele? Păi nu sunt. Cătălin, n-am fost nici înainte, nici acum nu sunt sfânt. Dar în trecut am fost mult mai puțin sfânt decât sunt acum. Dar nu da detalii, nu spune etaj, nu da detalii. Da. Deci răspunsul este da. Și mai e ceva după da ăla? Nu e cineva cu care să fie cunoscut. Gata. Da, nu mai da detalii, mănânc iute sau... Să fie zice, mamă, bei atâta ulei de măsline? Mai iau o gură, că e din partea casei. Hai să le puteți. Deci trebuie să mănânc, da? Chiar trebuie? Da, nu ți-a făcut gura pungă, așa? Cred că o să mi se facă mai acum. Scutră un pic din aia, că a căzut cam mult. Scutră, nu, pune pe alta și alta de acolo. Da, gata. Măi, am... Gata, că e prea mult, nu-i prea mult, ia-o pe aia care ai pus, Bogdan, ia-o pe aia. Eu mă uit, am zis că e bolă pe mine, nu, când am văzut că ai pus corect. Aici. Corect. Omul a jucat corect, are sos, priviți, gata. Sărut mâinile, mulțumesc de invitație, așa, de început, de primăvară. Să nu iei cu mâna, să iei cu fulcrița, că dacă dai cu mâna pe la ochi, vorba colegului meu din regia de emisie, ai îmbulinat-o. Stai că mi s-au aburit ochelarii. Păi tocmai. Ma. Mamă, păi las că ai luat ulei de măsline, e bine, gastrită. Hai, deci răspunsul a fost da. Mai departe era un nume necunoscut. Care era întrebarea? Nu se știe. Hai la următoarea. Greta, iar mi-ai furat pixul? Am un pix ca electricienii când se duc să citească contoarul. Dar nu se mai termină senzația asta. E ceva sinistru. Ce, sosul? Da. Da, e. Alegem altceva. Domnul Ciucă, te salut, te pup. Să trăiți.
Haide, Bogdanelul nostru, fratele nostru. Ferească Dumnezeu. 3 defecte, nu? Citește în gând. Eu citesc, în gând. Zi. Îmi zice că vine cu mine la sală de 10 ani și nu vine. Deci, am înțeles. Deci, dintr-un anumit punct de vedere, nu se ține de cuvânt. Adică, dacă mă întreb pe mine, nici nu are nevoie de sală, dar asta e o părere din afară. Dacă citim întrebarea, o să aflați. Da. E o părere personală, te rog, nu-i mai băga și tu în cap chestia asta, că mă lupt de 10 ani cu situația respectivă. Așa, nu prea e disciplinată. Adică? Ce înseamnă disciplinată? Adică... Adică? Ca și mine, ne apucăm de câte o chestie și nu ne ducem neapărat, nu trecem prin toți pașii. Am înțeles. Așa. E disciplinată. Și bine să știi că eu sunt o fecioară din aia care, care e critic, e foarte critic. Și cu mine însumi. E un pic dezordonat. Citim sau mănânciute, Bogdan Blândău? Citim, acum zic, na. Spune-mi 3 defecte ale Ginei pe care ai sperat să le schimbi, dar nu ai reușit. Deci ai sperat să o duci la sală și în 10 ani n-ai reușit? Și sper în continuare. Ai sperat sper că o să fie mai ordonată și nu? Și nu. Și ai sperat că asta cu disciplinată, nu înțeleg. Încă se resimte sosul, să știi, să okay. Trecem la următoarea întrebare. Deci, Gina, ai aflat să fii mai disciplinată. Da, eu i-am spus și ei, adică nu e... Mamă, ce întrebări tari, bă, băiatule, tari de tot, mă, tari. Se joacă tare la sosurile picante, ediția de primăvară. Opa! Bogdan, aș vrea să-mi spui dacă o cunoști pe doamna, blondă și drăguță. Spune ceva. O doamnă blondă, drăguță, ne-a dat mesaj. Gina o cheamă și pe ea. Da? Da. Să arăt mâine doamna Gina. Hai că citesc eu ce a zis doamna. Îl cunosc pe Bogdan de când eram mici. Am copilărit, jucat împreună. Ne aducea prăjituri mereu făcute de bunica lui. E un băiat minunat. Vai de mine. Uite, vezi că de mic eram de treabă. Deci, nu mai țin minte, sărut mâinile, doamna Gina. Doamna chiar Gina, sărut mâna. Deci s-a uitat, te-a văzut și a spus că erai un băiat minunat de mic. Hai, răspunde, zi acolo. Bine, îți răspund la asta, să știi. Da, pe de, la toate trebuie să răspund. Nu, că am mâncat și nu dau seama că nu e cazul să continui. Niciuna. Niciuna. Numește 3 femei cunoscute din România, din showbiz, sport, politică sau afaceri, care ți-au făcut avansuri chiar dacă știau că ești căsători. Să știi că de când sunt căsătorit, nu prea mai fac femeile avansuri. Nici... Sau cel puțin nu în România, poate când sunt în alte părți și nu știu cine e soția. Pe ce, ești pe Tinder în alte părți? Nu sunt pe Tinder, îți dai seama că nu sunt. În străinătate să-ți facă avansuri. Dar pe stradă așa, se mai uită una, se mai... Normal. Crai, bă, bărbat frumos, mister, de atâtea ori. Vai de mine. Nu, asta, dă-o înapoi pe asta ca să dau pe asta că le-am luat în ordinea greșită, că totuși avem și noi o logică aici, în capul nostru. Și asta e tare care urmează. Hai, Bogdane, să vorbim direct. Nu da de gard acum. Fii un bărbat asumat așa cum te știm, Bogdan Vlădău. Păi să știi că sunt. Zi. Ciucă, pregătește-te pentru un răspuns tranșant. Să zic... Da, mă, zi. Să zic... Ar fi păcat să nu zic. Hai că zic. Da. Dar nu 3, că nu știu 3. Țin minte de unul. Eu am și memoria destul de scurtă și vreau da. Să... Vreau să nu țin... Minte. Minte, anumite chestii care nu-mi plac neapărat. Andrew Tate, la un moment dat, îi scria soției. Că asta era întrebarea. Numește 3 bărbați cunoscuți din România... Din showbiz, sport, politică sau afaceri despre care știi că eu am făcut avansul Ginei, deși știau că este într-o relație cu tine. Scriu pe Instagram? Da. Ce scriu? Mă invita în locuri, spunea că e frumoasă, na. Cum fac bărbații când plac o femeie? Păi da, dar te-a căsătorită. Nu eram căsătoriți atunci. Dar știa că este o relație. Știa, probabil, na. Și Gina a venit și ți-a spus? Sau ai descoperit tu la un moment nu, dat? Nu, 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 chiar ea mi-a spus. Cum aveți azi? Uite. Vezi că, uite, îmi scrie domnul ăsta, îl știi? Zic, da, nu are o reputație tocmai bună. Nu cred că e o idee bună.
Andrew Tate, Ciucă, ai poza cu el? Bineînțeles. Iată, de ce li făcea avansuri Ginei? Uite, avem ochelari amândoi. Uite cum se uită la tine. Mai că zâmbetul tău arată că Gina a rămas cu tine. Iată, da. Bun, dar aici ce ai de răspuns? Că asta e mișto, e un joc la urmă. Trebuie să fie neapărat de aici? Încercăm România și apoi mergem pe internațional. Da? Băi, mi-e foarte greu să mă gândesc aici, că eu chiar am întrebat-o la un moment dat. Auzi, nu cred, Giulio. Auzi, dacă n-ai fi cu mine, cu cine ai vrea să fii dintre bărbații? Păi normal că ți-a zis că cu nimeni. De ce e așa normal? Păi normal că ți-a zis cu nimeni, păi nu, că noi, dacă... Noi, păi ne, da, noi chiar ne spunem lucruri, adică dacă ea mă întreabă ceva și chiar vrea să afle adevărul, eu îl spun. Și deci odată n-ai mințit-o? Ba da, dar cu chestii mai mici așa, nu cu chestii esențiale. Bun, păi da, ideea e că dacă tu o întrebi, dragă, dacă eu n-aș fi cu cine ai vrea să fii? Și ea zice, de exemplu, un nume X. Păi îți dai seama că apoi o tachinezi mereu. Uite, cu ăla te gândești la ăla. Păi da, oricum o tachinezi mereu. Păi tocmai, aici e jocul tău, aici e imaginația ta. Avea când era mică din astea, bă, nu mai există ziua de azi la fetele de clasa 8-a, 9-a, știi, posterile alea, da. Care erau de la Bravo, de la cu cine avea? Cu Orlando Bloom. Aha. Pe care l-a și întâlnit acum la Cannes anul trecut. Deci Gina avea poster cu Orlando Bloom. Orlando Bloom și mi-a spus că are o slăbiciune față de Brad Pitt. Zic că dacă îl întâlnește asta e, îmi pare rău. Zic, bă, i-am zis și eu, cu Brad Pitt ai voie, adică dacă... Nu cred. Dacă îl prins pe ăla, te felicit și eu. Deci tu pe bune ai zis? Da. Vezi ce soț exemplar sunt. Stai un pic, adică dacă vine și zice, bă, m-am dus la Cannes și m-am întâlnit în lift cu Brad Pitt. Și s-a uitat la mine de m-a... Tocmai ți-am zis că crește și, cum îi zice, crește și cota familiei în felul ăsta, după părerea mea. Dar ai fi gelos la chestia asta? Să zică, bă... E, stai seama că ești gelos, mă, n-ai cum să nu fii gelos pe așa ceva, dar ți-am zis, dacă s-ar întâmpla asta și eu aș vrea să-l cunosc. Și tu să ai o legătură cu el. Na, nu pe partea aia, nu. Dar culmea e că ne-a pozat la un moment dat același fotograf. Era un fotograf în Japonia, în Tokyo. Că el a fost model înainte să fie actor. Și am văzut niște poze cu el care n-au apărut nicăieri. Frumos era băiatul ăla. Rar vezi așa ceva. Da. Da, Brad Pitt. Dar vezi? DiCaprio a trecut... N-a trecut testul ăsta. DiCaprio, păi nu, DiCaprio săracul s-a exclus singur pentru că Gina deja a sărit de 25 de ani. Da, și nu mai e. Dar fii atent, aici e din România și nu e cu ce ți-a spus ea. Întrebarea era dacă nu ai fi avut o relație. Deci n-ai fi avut. Dacă nu ar cu fi cine ai vedea-o pe ea din showbiz românesc? Nu cu cine ar fi vrut ea. Tu, cu cine ai vedea-o? Gina Plus? Ai vedea-o tu acum, pe Ginuța. La așa, la cum o știu eu, ce gusturi are... Da. Și dacă n-ar fi nici el căsătorit, da, Marian nici... Nedelcu, probabil. Marian Nedelcu? Soțul lui Ingrid Vlasov. Manekin șef? Da. Deci Marian Nedelcu, bă, băiatul, numai frumos, bă, Ciucă, bă, numai 1,90 toți pătrățele. Gina, dacă vrei să ne spui ceva, să ne dai un semn. Nu faceți că intră în direct. Mamă, deci că asta e tare de tot. Hai că mai am încă două după asta. Bogdan Vlădău, oameni buni, joacă tare și joacă la sosurile picante. L-ai găsit, Ciucă? Da, bineînțeles. Ia dați-l, domnule, pe cel care ar putea să aibă o relație cu nimeni alta decât... Poți să-l mărești, Ciucă? Da, mă, știu că și el la fel de frumușel. Ca și tine, din categoria bărbaților frumușel. Suntem prieteni de când eram mici. El a fost modelul meu, exemplul meu, când ne-a apucat de modă și probabil la tuturor celor care s-au apucat atunci de modă, că el era omul pe care Gianfranco Ferre făcea hainele atunci. Era fost deci mai la ce tare nivel, de adică da, românul nostru era un model pentru Gianfranco Ferre? Da, da. Făcea hainele pe el, adică îl punea... Da. Adică tot ce... Dar ce mai face el acum? Are o fată superbă care studiază la Londra. Așa mare? Da, pe care o duceam eu în cârcă și o dădeam în leagă. Parcă ieri. Mamă, ce trece timp. Și acum e mare, cred că are vreo 1,80. E bine, e foarte bine, Marian. Arată la fel de bine, fii sincer. Da, e aproape neschimbat. Eu nu înțeleg cum face, dar... Poate mănâncă ceva, nu e, să ne dea și nouă rețeta.
Poate, nu știu, bea o apă miraculoasă să ne dea și nouă. Așa, Diana Șoșoacă. Diana Șoșoacă e răspunsul? Unul dintre ele, că aici sunt mai Diana mult. Șoșoacă. Diana Șoșoacă, apoi? Câte trebuie să dai? Trei? Da. Câte? Trei? Câte? Trei. Diana Șoșoacă... O, cum îl cheamă? Simion de la... George Simion. De la Aur. George Simion, așa. George și... Simion. Și Tonciu. Păi, nene. Citim? Citim. Dacă... Stai un pic, deci, te întreb. Rămân aceste nume, Diana Șoșoacă, George Simion și Andreea Tonciu? Rămân. Și întrebarea este... Dacă o vrăjitoare te-ar transforma în cel mai veninos scorpion și te-ar obliga să înțepi trei vedete din România, pe care... Pe cele care ți se par ție cele mai nesuferite, pe cine alege să înțepi? Și ți-am dat trei nume. Păi și de ce ai înțepa? Pentru că îmi sunt antipatici și mi se pare că au și un soi de ipocrizie. Scorpionul din tine a ieșit. Bine, eu care am fost înțepat de scorpion știu că nu mor de la așa ceva, deci ar fi un fel de tachinare până la urmă, că nu, n-aș vrea să moară nimeni. Asta e și mai tare. Nu mă așteptam să te duci în zona asta de politică. Te-ai dus Andreea Tonciu, Diana Șoșoacă, George Simion, iată, și Bogdan Vlădău nu mănâncă iute. Răspunde, da, Greta, da, ți-a zis... Asta e o întrebare care necesită timp. Nu tocmai. La asta trebuie să mai te gândești. Mai avem câteva minute. Dar e mișto, nu? E foarte mișto asta, e deșteaptă rău. Și mai una mișto. Și putem spune că Bogdan Vlădău a făcut iară senzație la sosurile picante. Oh, viața mea! Cine-i pofta inimii? Ce grea e asta, cine... jur! Hai, ia să vedem. Mă uit așa la sosurile alea, ca să fiu sincer. Deci trebuie să dai două nume. Da, trei, nu? Sunt trei, trei aici. Sunt trei, da. A, trei. Aha. Câte trei? Zi. Hai. Notez. Ok. Greta? Greta, la ce intră? La... Aici? Ok. Așa. Mam. Aici, Mădălina Ghenea. Greta, Mădălina Ghenea. Și aici trebuie să fie o femeie foarte, foarte deșteaptă, nu că Greta n-ar fi. Da, 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 trebuie să... Pe ce, mănânci uite sau citim? Nu, citim, citim. Mamă, aflăm imediat de ce Greta și Mădălina Ghenea sunt în aceeași listă. Prietena noastră avocată, doamna Corina. Corina este cea mai deșteaptă femeie. Pe Corina? Bă, nu știu numele de familie. Buda. Corina Buda. Nu e din showbiz, dar o facem spre, da, showbiz. Dacă nu ai fi cu Gina și ai putea să alegi pe oricine din showbizul românesc, pe cine ai alege să fie soție, pe cine amantă și pe cine confident? Deci, ma! Greta ce-ar fi? Tare, nu? Tare, da, tare. Deci, Greta ce-ar fi? Unde? Soție. De ce? Cum, ne știm de 20 de ani. Te întorci acasă, ne orice ar fi? De 20 de ani. Mădălina Ghenea ce-ar fi? E frumoasă, e talentată, Mădălina e Ghenea de treabă. Amantă. Și Corina Buda? Confidentă. Întotdeauna când o luam stânga-dreapta greșit, mă punea imediat pe șina de tren înapoi. Da? Da. Foarte frumos. Și ultima întrebare, dragă Bogdan. Vă răspunde al nostru, Ciucă, la foc continuu. Tare. N-ai nicio treabă, adică omul e hotărât. Ia uite, Bogdan e foarte curajos că a venit. Această emisiune e cea mai tare. Iubesc sosurile picante. O primăvară frumoasă. Mâine este ziua lui Vion. Împlinește 71 de ani. La mulți ani. Eu te-am lăsat ca să citești. Nikita. Ce? Nikita. Citim sau mănânci uite? Citim, citim. Să zicem că ești nevoit să pleci în junglă pentru 3 luni, fără acces la telefon, fără oameni în jur și să trăiască să-ți procuri singur mâncarea. Ești obligat să alegi o vedetă din România, o femeie care să-ți fie partener de aventură, pe care ai alege-o. Nikita. De ce? Stai jos, taci, taci, taci.
Pentru că am niște imagini așa din liceu, că am terminat Caragiale și ea venea acolo și le punea la respect pe fetele respective și de la Piața Romană, de acolo, dacă mai ții tu minte, de la McDonald's. Și aș vrea să facă foamea 3 luni de zile, dacă se poate, cu mine în junglă. Deci... Și s-o sperii cu tot felul de șerpi, de scorpion, da, de tarantule. De alea. Dar de ce? Pentru că ea și după aia, și după aia îi fac cunoștință și cu morone, dacă trebuie. Am înțeles. Bă, răi sunteți. Mai... Pe Bogdan Vlădău, oameni buni, îl găsiți fără dubii pe Instagram, Bogdan Vlădău. Să știți că răspunde la mesaje frumoasa lui soție Gina Chirilă. De cele mai multe. Ok. Și puteți să mergeți în retreat cu el ca să nu vă muște scorpionii. Gina, te pupăm. Bogdan Vlădău, mulțumim mult de tot. Ca de fiecare mulțumesc dată, senzație. Tare, te așteptăm cu mare drag. Ce e asta? Asta e o brățară pe care ți-am adus-o din Zanzibar. Aia mea? Da. Băi, ești nebun. Dacă nu te întrebai, nu mai mi-o dădeai. Ți-o dădea, e? Nu ți-o dădea. Nu, dar mi s-a părut că era ceva așa. Și ce asta? Ce simbolizează? Continentul Africa. Africa. Crezi că-s prost? Aș nu răspunde. Africa, asta vreau să zic. Ia uite de aici. Revenind după publicitate, oameni buni, rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Moroșanu este și el aici, în jungla noastră, iată, și povestim despre Survivor.